că nu doar în muzică și nu doar în artă în general avem copii și tineri talentați. Trebuie să vă spun că recent în orașul Geneva din Elveția s-a desfășurat o olimpiadă globală. Deci e vorba de Olimpiada Globală de Robotică, un eveniment foarte important acolo unde Republica Moldova a fost reprezentată de o echipă formată din câțiva tineri de la noi din Chișinău și evident că au reușit să obțină un loc foarte bun, nu că un loc foarte bun, au obținut locul 1, dar mai multe să ne povestească chiar ei, pentru că sunt următorii noștri invitați și mă așteaptă deja acolo în scenă, așa că merg repejor să îi salut și să îi prezint. Hai așa, să facem prezentările în mod oficial. Lângă mine este Sanda Bostan, Vlad Corduneanu, ambii membri ai echipei care a reprezentat Republica Moldova la această olimpiadă. Bună Vlad, bună Sanda! Bună. Bine ați venit! Stați să mut scaunul ca să vin mai aproape de voi. Și o salutăm pe Veronica Ieșanu, care este coordonatoarea programului de robotică educațională din cadrul proiectului Tehnologiile Viitorului. Bună, Veronica! Bună seara! În primul rând, Vlad, Sanda, felicitări pentru ce ați reușit să faceți în numele Republicii Moldova. Suntem mândri de voi. Și ca să lămurim, voi sunteți doar doi membri din cei cinci? Din cei cinci, da. De unde să începem? Hai să începem cu niște explicații ca să înțeleagă toată lumea cât de importantă este această Olimpiadă Globală de Robotică. Știu că au fost participanți din 162 de țări. 162 de țări, printre care și Republica Moldova. Toate cele 5 continente. Așa. Și noi am reușit să ne clasăm pe primul loc pentru inovații în inginerie. Având pot spun că cel mai bun robot prezent acolo. Wow! Felicitări! Mulțumim. Cum a fost întreaga experiență? Vlad, povestește-ne puțin. Ce s-a întâmplat acolo? Câte zile ați stat? Ce ați mai făcut? Deci, toată competiția a început pe data de 13 până pe 16 octombrie. Mai întâi, totul a început prin meciurile de calificare. Și care au avut loc în primele două zile și deja în ultimele zile totul s-a terminat, s-a încheiat cu împremierea. Au fost niște zile destul de tensionate, datorită faptului că am fost sub multă presiune și a fost foarte interesant, totodată o experiență destul de bună pentru noi. Și cam... Bravo! Ai zis că a fost tensionat, a fost multă presiune? Voi v-ați dorit să câștigați? Adică a fost presiune din punctul ăsta de vedere? Este diferit din momentul în care tu ești acasă, te pregătești, de la început primești setul cu piesele, începi, construiești. Multe lucruri care au ieșuat și până în momentul când ajungi acolo și vezi încă 161 de țări cu care începi să vorbești, cu care începi să comunici, să creezi alianțe, strategii, pentru că totuși pe teren ies împreună 6 echipe și la fiecare meci se schimbă aceste 6 echipe care ies împreună și colaborează. Și alianțele ce reprezintă? Ce înseamnă aceste alianțe? Roboții, cei 6 roboți, trebuie să strângă într-un turn de 2.5 metri peste în jur de 200 de mingi care simulează carbonul și dioxidul de carbon. Iar roboții trebuie să strângă aceste bile și să le arunce în container sau să le aducă spre compresoare și oamenii să le arunce. Și câștigă cine adună mai multe... Câștigă cine adună, da, cel mai multe bile, plus la sfârșit este un multiplier, ceva care înmulțește punctajul fiecărui robot, deja per roboți individuali, și unde se ridică cel mai sus robotul. Este posibilitatea să urce doar pe platformă, pe bara de 50 de centimetri, bara de 1,20 m și bara de 1,70-1,80 m. Iată, vedem acum imagini cu robotul. Are și un nume? Ștefan cel Mare. Desigur! Frumos! Ștefan cel Mare! Veronica, spuneți-ne și dumneavoastră puțin din experiența pe care au trăit-o copiii acolo și despre cât de important este faptul că, iată, Republica Moldova a obținut locul întâi în cadrul unei competiții globale, de robotică. Adică mi se pare chiar ceva deosebit.
Da, într-adevăr, această competiție este la cea de-a șasea ediție. Prima a fost în 2017 la Washington. Este o competiție mondială, globală, în sensul că nu pot veni mai multe echipe din o țară. Deci e o echipă selecționată. Moldova a mai primit premii la această competiție și în Dubai și în Mexic. Deci presiunea era pe copii destul de mare, că ei trebuie să arate rezultate. Aha. Și vă dați seama, după 2 ani de pandemie, atunci când practic nu s-au prea făcut activități de robotică, nu prea am avut competiții. Deci echipa e nou formată, niciun membru n-a mai fost anterior la competiție. A fost destul de complicat și eu o spun cu mâna pe inimă că ei și-au meritat locul cu vârf și îndesat, fiind într-adevăr un robot multifuncțional. După cum am menționat, Sanda era un teren de joc și, să spunem așa, luptau două alianțe, una împotriva alteia, dar ele nu doar luptau, dar trebuiau să aibă și termenul de coopertiție și să coopereze. Deci împreună adunau bilele acestea care simbolizau particule de carbon într-un turn și deja diferența de puncte era de nivelul la care se ridică robotul. Deci robotul nostru practic îndeplinea toate aceste acțiuni el singur, adică nu era implicat human player, așa cum se numește, cel care arunca. Deci robotul făcea și avea și mecanismul de aruncare a bilelor. Și într-adevăr, apropo de carbon, că am tot menționat, înțeleg că în fiecare an această competiție are o tematică diferită și în acest an tematica a fost captarea carbonului, da. Uh-huh. Sunt tematici care sunt foarte actuale, sunt chestii cu care se confruntă omenirea, a fost poluarea oceanelor mai înainte, impactul energiei, anul acesta este captarea carbonului. Da, îmi amintesc că au mai fost la noi și echipele care au participat la Olimpiada care s-a desfășurat în Dubai. Da, da, îmi amintesc și atunci s-au întors cu rezultate frumoase. Vlad, Sanda, eu știu că voi fiecare din echipă aveți practic așa o responsabilitate anumită, da? Da. Am înțeles bine din postările de pe Facebook. Sanda, tu ești și purtătoare de cuvânt a echipei cumva. Da, și totuși, da. Crearea proiectului, care era aparte, plus crearea și designul caietul inginerului, pentru că totodată a trebuit și să facem, completăm un caiet de maximum 25 de pagini, în care să explicăm parcursul echipei și cum a decurs tot designul și construcția robotului în competiție și deja și social media. Aha, deci de postările pe social media și de promovare acolo, tu ești responsabilă. Da. Să știi că și noi avem nevoie de un om în echipă pe partea asta, că noi facem cum facem și tot ajungem să nu postăm pe paginile noastre de Instagram și Facebook nimic, așa că dacă ești interesată, sincer, dacă, nu știu, vrei să mai faci ceva pe lângă școală, te așteptăm la noi. Eu chiar vorbesc serios. Vlad, și tu pe ce parte te specializezi? Eu mă specializam pe partea de mai mult inginerie, de anume de facerea robotului, de crearea robotului, împreună cu ceilalți membri, desigur. Mare parte eu mă ocupam anume în ceea ce aducea vorba construirea robotului, ideile pentru robot, ce să facă, cum să le facă, că desigur e mult mai simplu să zici că da, să facă anume acest lucru, dar e deja mai greu când încerci să creez acest lucru, să organizezi acest lucru. De la idee până la implementare, da. E cale lungă. Eu vreau să mai știu câte ceva despre voi. Sunteți ambii elevi în clasa 10-a, da. Dar nu în același liceu. Licee da. Diferite. Suntem toți 5 din licee diferite. Noi doi suntem din clasa 10-a, doi băieți din clasa 11-a și un băiat din clasa 12-a. Și ce alte pasiuni mai aveți? Cu ce vă mai ocupați în afară de robotică? Pentru că știu că aveți multe alte lucruri și domenii la care sunteți buni, în care sunteți buni. Vlad, zi-ne tu. Deci, tu și dansezi, sau nu? Da, sau eu am înțeles aiurea de pe Facebook. Aia e sursa mea de informare. Da, a fost o perioadă când eram mai mic, pentru timp de 2-3 ani, mi se pare, cam așa, când timp am dansat. Deja după, pe lângă robotică, tot mai am ca o pasiune, să zicem, tot cu programare mă ocup în mare parte, deja matematică, fizică, tot ce e legat de asta. Așa. Nu știu, deja în timpul liber, dacă mai este, păi, nu știu, ca orice tânăr, așa. Poate
ghitară, poate deja calculator și tot așa mai departe. Dar în general ești ocupat și studiezi mult, da. Zilnic. Da. Și te vezi în ce domeniu? În tehnologii informaționale? Inginerie, anume în inginerie, deja în care domeniu specific inginerie, deja încă rămâne de gândit, dar... Uh-huh. Cred că ai un viitor strălucit, Vlad, oriunde merge. Sanda, și tu? În afară școlii, deja robotica și participarea la mai multe concursuri pe diferite domenii, dezbateri și activități extracurriculare, voluntariat și diferite chestii. Pe viitor mă gândesc spre domeniul de bioinginerie, pentru că totodată în afară de matematică și informatică, sunt pasionată și de biologie și chimie și atunci... Cumva am găsit un punct comun între ele. Voi pentru mine sunteți niște minuni ale lumii, sincer. Pentru că de obicei auzi așa, sunt pasionată de lectură, de plimbări, de nu știu ce. Și voi veniți cu pasiuni pentru matematică și bioinginerie și lucruri așa serioase și complicate. Felicitări pentru ceea ce ați obținut în cadrul acestei olimpiade globale. Vă mai așteptăm la noi. Succes! Mulțumim. Doamna Ieșanu, dar nu vă pot lăsa să plecați până nu ne spuneți. Mă gândesc că poate... ne privește acum cineva care ar fi interesat de acest domeniu și ar vrea să știe cum își poate dezvolta pasiunea pentru robotică, pentru tehnologiile dezvoltate. Deci, încă din 2014 a fost creat primul club de robotică educațională în Republica Moldova. La moment avem peste 200 de instituții, inclusiv școli, centre pentru copii și tineret, centre private, în care se desfășoară lecții de robotică. Practic, orice copil, începând cu vârsta de 9 ani, poate să participe la aceste cursuri care folosesc roboții Lego pentru competițiile First Lego League, dar avem și pentru cei din clasele primare. Deci este suficient să se adreseze în una din școli sau la școala care învață copilul dacă este clubul de robotică și se înscrie, se încerce. Deci sigur că nu pentru toți asta ar putea fi o pasiune, dar aceasta este, robotica este o metodă foarte faină ca elevii, copiii să înțeleagă cum concepte mai complicate din fizică, din geometrie, din matematică pot fi aplicate pe proiecte reale. Deci învățarea pe bază de proiecte este un tip de învățare care aduce roade foarte frumoase, fiindcă copilul pe timp ce lucrează el învață și el este pus în situația să studieze, plus participând la competițiile noastre First Lego League naționale, Sumo Bo Challenge, First Lego League Explore, au posibilitatea să învețe și pe baza competiției. Deci atunci ei studiază, acolo este parte de proiecte, ei învață să lucreze în echipă, dezvoltă gândirea critică și așa mai departe. Felicitări încă o dată și mult succes vă dorim și vă mai așteptăm cu mare, mare plăcere. Vă mulțumim pentru invitație. Mulțumim frumos.